Bă, sper eu că nu e corona. Salutare, sampiștilor, și bine v-am găsit la un nou episod pe Samp. Astăzi sunt pe RPG1 și cum n-am mai postat de mult, haideți să-i dăm un episod rapid blană. Da, nu mai stați să pun și ceva benzină că s-a terminat la tigaia mea. Chiar dacă este a treia zi de Paște, vreau să vă urez un Paște fericit, să fiți sănătoși alături de familie. Cred că asta era comanda, da, hai că am reușit să îmi pun și eu ceva motorină aici, benzină, la naiba să o ia. Sper că ați petrecut cu bine alături de familie aceste zile. Hei, dar, wow, cum depostează Bobo pe canal? Păi, haideți să vă explic ceea ce s-a întâmplat, de ce n-am mai postat. Anul trecut am mai deschis două firme la care am avut foarte mult de lucru și, drept urmare, nu prea am mai avut timp de a mă mai ocupa de canal și chiar și de comunitate. În mare parte l-am lăsat pe Kelton să facă toată treaba pe care eu o făceam și eu cred că el s-a descurcat destul de bine, având în vedere că serverele în momentul actual sunt full, mă refer la RPG1 și la RPG2. Între timp a avut loc și fuziunea, RPG3 s-a unit cu RPG1, RPG4 s-a unit cu RPG2, mișcare care era absolut necesară pentru că la un moment dat numărul de jucători era mic și multe dintre activități nu mai puteau să-și aibă locul, nu mai puteai să mai prinzi suspecti și așa mai departe. Haideți să dau și eu un Need License, cred că... Dar nu era Need Licenses, you are not an instructor. Need License, ok. Vreau să-mi iau licența ca să pot face quest-ul. Avem un nou sistem pe server, dacă scrieți /quest-help, o să vă arate interfața aceasta. Ce trebuie să faceți este să strângeți puncte, puncte cu care vă veți putea lua niște prize-uri de aici. Hai că mi-a venit instructorul, salut! Accept licenses 630. Vrea licența de pescuit. Măcar. Accept license 630. Să arăt mâna. Haideți să vă vorbesc despre ce v-am arătat mai devreme. Ziceam că în fiecare zi puteți să faceți niște misiuni, așa zise misiuni, niște task-uri la care veți primi puncte. Eu vreau să fac pe asta cu 25 de pești, la care primești câte 2 puncte de fiecare pește. Am mai făcut ieri câteva ture și ideea este că dacă n-ai licență vei primi wanted 1 la fiecare pește pe care îl pescuiești, pentru că e considerat ilegal ceea ce faci dacă nu ai licență. În momentul de față sunt 968 de jucători pe RPG1, dar în curând se vor face 1000, cam toată ziua serverele stau full. Și asta mă bucură, am zis să intru și eu pe Sam să văd ce mai este pe aici, ce au mai făcut băieții. No, bun, trebuie să intru aici la 24-7 ca să vând peștele. Sunt foarte mulți jucători care s-au întors pe servere pentru că s-au plictisit, nu mai au ce să mai fac acum pe perioada crizei, așa că și voi, dacă v-ați plictisit, eu vă invit pe servere. Aveți în perioada următoare de făcut quest-ul. Avem și un treasure hunt la care scrieți /radar. Vă uitați pe aici dacă sunteți în apropiere. Puteți să luați un ou. Ou care vă aduce un premiu. Un premiu random. Care e destul de mare. Alo, vreau să prind peștele. În ultimul episod pe care l-am postat, cel cu Rastu, foarte mulți mi-ați plâns acolo că este lag pe servere, că nu se face nimic în această privință și vreau să vă spun că nu este chiar așa cum se pare la prima vedere. În ultimele 2-3 săptămâni, dacă cred că chiar mai bine, cam de când a început criza asta cu corona, în fiecare zi m-am întâlnit cu peștele și am discutat să vedem ce mai putem face. Peștele este scripterul nostru. Așa, și cu el am făcut destul de multe progrese, cu siguranță mai sunt și altele de făcut. Ceea ce vreau eu să vă informez este că se lucrează pentru a se reduce lagul și chiar s-au văzut progrese. Dacă la începutul crizei cu corona erau 20 de ticuri în cel mai bun caz, în momentul actual sunt vreo 40 și în continuare
o să mai facem îmbunătățiri, pentru că eu vreau să ajungem cu un consum de procesor cât mai mic. Chestiile astea, în schimb, nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Sunt foarte multe sisteme care au fost adăugate de-a lungul timpului și e destul de greu să identifici unde este problema. Pot face poză cu tine? Hai, urcă! Urcă! Ca să poți optimiza un server, ai nevoie de timp în primul rând. Nu poți să faci o îmbunătățire de pe o zi pe alta care să schimbe complet, radical, tot serverul, să zici că deodată ai 100 de tick-uri dintr-un server care avea 20 de tick. Sunt foarte multe lucruri care îngreunează câte puțin, câte puțin server, astfel încât e greu să reușești să optimizezi un server din schimbând doar două linii de cod care să facă toată diferența. Până acum cred că s-au rescris mai bine de 100 de sisteme, chestii minore dar care produceau lag, așa ca să vă dau o informație rapidă. Doar calculatorul de viteză, ăsta de vă arată vouă pe ecran cu, cu câți kilometri la oră mergeți, consuma foarte mult. Ăsta e un sistem vechi, foarte vechi, care era scris al naibii de prost și de care nimeni nu își punea întrebarea, bă, ăsta consumă resurse? Ei bine, un sistem dintre ăsta vechi poate să consume mai mult decât te-ai aștepta. Și ăsta este doar un caz. Mai sunt multe alte cazuri de sisteme care produc lag și nu neapărat sisteme care au fost scrise în ultimul timp. Mă refer la ultimii 2-3 ani. Erau multe sisteme vechi care produceau lag scrise de acum 7 ani, ceva de genul. Repet și o să mai repet, ca să putem optimiza serverul ăsta să meargă bine, avem nevoie de timp și de înțelegerea voastră. Nu se rezolvă nimic peste noapte și comentariile răutăcioase de genul faceți bă ceva cu serverul ăsta că moare, că crapă, că nu știu ce, nu ajută cu nimic dacă tot primim astfel de comentarii. Ce puteți face voi este să aveți răbdare și ușor ușor să se vadă îmbunătățiri. În momentul de față, peștele lucrează să facă niște optimizări pe obiecte, pentru că am observat că acolo avem un consum ridicat de procesor. În momentul de față, sistemele pe care noi le avem pe servere aproape consumă ceva. În mare parte, ceea ce se întâmplă acum pe servere este un consum datorat sample-ului, care este un joc vechi și la fel și arhitectura pe care se bazează serverul este veche. Cred eu că undeva la 70-80% din consumul de procesor pe care noi îl avem acum este datorat doar sample-ului. Restul de 20%, că acum undeva serverul stă pe la 100% când este full, cred eu că restul este datorat exclusiv game modului nostru. E foarte greu să faci un server care să permită foarte multe sisteme, foarte multe lucruri să le faci și care să, totuși să nu consume. E un compromis. Ori vrei să faci lucruri care merg rapid, ori multe lucruri. Nu știu dacă m-am exprimat bine. Dar ideea e că nu poți să le ai pe toate. Adică să ai și server complex, să ai și performanță bună. Noi ce vrem să facem acum este să le avem pe amândouă. Și cred eu că o să reușim să ne apropiem de un server cât mai optim. Poate nu cel mai optim, întotdeauna va exista o optimizare de făcut. Ca să facem un rezumat la tot ceea ce am zis, se lucrează pentru a se reduce lagul, avem nevoie să aveți voi răbdare și în curând o să avem un server cu mult mai puțin lag. Mă simțeam dator să vă explic chestiile astea. Uite că serverul a atins 980 de jucători și s-a primit pomana. Munca și 4 puncte de respect. Dacă o să mai țină cu carantina asta în continuare, cred eu că o să mai postez și alte episoade, pentru că nu am ce să fac altceva. Așa că o să ne mai vedem curând, poate o să fac și un live. Eu vă aștept pe servere, aveți quest-ul, treasure hunt-ul și reduceri în shop. Chiar bă, dați-vă și eu reducerile. Na bun, stai, fir. Ce reducere a băgat Kelton? Mamă, reducere 50% la premium account. La
pachetele de bani. La clanuri avem reduceri de 40%. La interioare 40%. Da, sunt reduceri mari. Nu mă așteptam să fie chiar atât de mari. Noroc că vă mai face Kelton reduceri. Dacă le făceam eu, erau dintre alea 20-30%. În încheiere vreau să-i fac o promovare lui Sartor. Sartor este supervisorul de pe RPG1. Aveți în descriere linkul către canalul lui și el face clipuri și live-uri mult mai multe ca mine. Așa că dacă vreți conținut de Samp, puteți să găsiți la el. Slavă Domnului! Aveți linkul în descriere sau direct pe bizon.ro/sartor. S-A-R-T-O-R. Eu v-am salutat cu respect și vă aștept la episoadele următoare și pe servere. V-am pupat, pa, pa! Hai bă, că mi-am luat și amendă pe Samba, dă un col de treabă, nici aici nu scap.